Bună ziua, dragi prieteni din Capricorn! Haideți să vedem la Capricorn. Gândiți-vă la persoană. Ce gândește? Despre dumneavoastră această persoană, la care vă gândiți. Dacă nu vi se potrivește, ascultați semnul ascendent sau lunar. Deci, persoana aceasta gândește că situația în care sunteți o să se îmbunătățească. Că ați întâlnit dragoste adevărată, că sunteți dragoste adevărată pentru el, pentru ea. Deci persoana asta se gândește că sunteți dragoste adevărată, că ați fost singura dragoste adevărată, că sunteți singura dragoste adevărată, că sunteți o persoană care aveți sentimente adevărate, că v-a așteptat de mulți ani, că, cum să spun, că aveți copii, că vă simțiți bine, că sunteți bine, că sunteți dragoste adevărată. Și arată probleme care se rezolvă. Arată ceva așa. Ce simte? Deci asta a fost ce gândește. Ce gândește, ce simte? Simte ceartă. Că ar vrea să vă certe. Haideți să vedem de ce vrea să vă certe. Că nu visați la fel ca el sau ca ea. Că poate sunteți puțin despărțiți. Totuși simte că îl protejați, simte că sunteți o persoană frumoasă, liberă. Simte gelozie pentru dumneavoastră, gelos, geloasă. Simte armonie, romantism, simte că vrea să plecați undeva, dar se simte și amenințat. Că nu, că puteți oricând să aveți pe altcineva. Simte că aveți multe neînțelegeri, că poate sunteți, poate că ce spune sau ce face este un pericol pentru armonia relației. Așa, mai simte că nu vă merită. Că sunteți prea buni câteodată. Deci, poate să fie Taur, Fecioară, Capricorn, Berbec, Leu, Săgetător. Arată multe frustrații, simte multe dezamăgire, frustrație, dar nu pentru dumneavoastră. Poate în carieră, ceartă la serviciu, cu familia, are multe probleme în familie. Familia ce are probleme? Familia în care este, din care provine. Frați, așa, deci acolo și se ceartă el acolo cu familia. Apoi arată că poate a meritat altceva, că, nu știu, l-ați dezamăgit sau ați dezamăgit această persoană. A fost dezamăgită. Dar totuși vă dorește și vrea să trăiască mulți ani alături de dumneavoastră, această persoană. Haideți să vedem ce va face în relația cu dumneavoastră. Aha, chiar. Multe secrete. Deci această persoană are secrete. Cum să spun? Are multe supărare. Trebuie să ia decizii. Iarăși în legătură cu frații. Aștia, păsările pot să fie frați, surori, cineva din familie. Ar vrea să ia niște decizii, ori să plece, să se despartă, să se plece sau nu să se despartă, să plece, să se depărteze, dar pentru frați, pentru familie, dar totuși cu supărare trecătoare. Ori vă urmărește, ori aflați secrete despre această persoană. Ori, asta care are secrete, sigur are secrete. Iarăși arată că se gândește că sunteți o șansă mare pentru el și că este pe drumul cel bun, ce o să facă. Se gândește să rămână cu dumneavoastră, să fie în jurul dumneavoastră, să vă protejeze.
se gândește la un viitor în această relație, să vă câștige, să vă mențină lângă el, dacă lângă ea, dacă este. Da, asta vrea să facă. Dar arată că și acea, deci vă iubește, dar și că dumneavoastră iubiți, deci arată dragoste adevărată. Dragoste adevărată, ce să zic? Orice ar fi sau orice s-ar întâmpla, uite, a ieșit luna, soarele, ce mai vreți. Norii aici puțin, dar norii sunt trecători, da? Deci norii sunt trecători. Și arată o relație care poate să fie o relație care este, sunteți despărțiți, dar că relația primește o a doua șansă. Că vă influențați în bine unul pe celălalt, că sunteți bine unul cu celălalt. Că orice grijă ați avea, vă ajutați, vă susțineți, că totuși aveți bucurie împreună, că faceți proiecte împreună, orică plecați undeva împreună. Arată că și familia sau așa, asta vă susține, dar un anunț, vești, dar mai poate să însemne, de exemplu, că dacă vreți să recuperați pe cineva, sunteți persoane aici care vreți să recuperați pe cineva, ați vrea să aduceți o persoană înapoi, că da, că puteți să aduceți această persoană înapoi, dar pentru asta, degeaba faceți vrăji sau faceți sau vreți să faceți sau așa, arată că ar trebui să dați, deci că ți le spun să dați o ofrandă, să dați de mâncare mult la cineva, la oameni săraci sau să dați un ceva de valoare cuiva. Da? Deci arată că dacă faceți așa ceva, vă recuperați o dragoste. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.